Cartea Abundenței. Partea 1. Mesaje referitoare la abundență transmise de-a lungul istoriei. Nu am putea descrie niciodată într-o singură carte toate învățăturile referitoare la abundență transmise de-a lungul istoriei de mesagerii înțelepciunii eterne, adaptate și reinterpretate de cultura occidentală sub forma metafizicii spirituale. Conceptul de abundență Asta la baza tuturor sistemelor filozofice și religioase care au existat până în secolul al doilea, cel puțin în forma lor originală, când a început războiul împotriva cunoașterii de sine. Anticii credeau că înțelegerea de sine echivalează cu cunoașterea lui Dumnezeu și că prin procesul meditației, omul emană o energie divină și transformă conflictul în armonie, ignoranța în înțelepciune, teama în iubire și lipsa în abundență. Inițiații erau învățați să emită cele mai înalte și mai nobile idei, cu scopul de a le manifesta, iar apoi să identifice simbolurile viziunilor cu maestrul spiritual din interiorul lor, care reprezintă sursa întregii creații. Discipolii care studiau în cadrul școlilor misterelor erau instruiți de asemenea să își folosească puterile magnetice lăuntrice, pentru a exercita un control asupra mediului exterior. Lucrând cu energia sinelui lor, ei reușeau să manifeste orice formă necesară în vederea schimbului, considerând-o un instrument al bunăvoinței. De pildă, banii erau considerați o dovadă de apreciere a serviciilor oferite de alte persoane, un simbol al iubirii și al integrității. Indiferent de nivelul inițierii, o învățătură particulară rămânea constantă de-a lungul întregului proces inițiatic. Aceasta afirmă că mintea și emoțiile pozitive, respectiv iubirea, bunătatea și pacea interioară, puteau elimina orice limitări. Cu alte cuvinte, conștiința bunăvoinței putea elibera individul de orice fel de restricții ale gândirii umane. Școlile misterelor din Asia, Egipt, Persia și Grecia au adus un serviciu neprețuit umanității în ansamblul ei, retrezind puterea spirituală a adepților lor. Această cunoaștere a armoniei și a împlinirii a continuat să fie transmisă prin cărțile sacre și prin învățăturile secrete, cum au fost cabala ebraică, convingerile misticilor hinduși și budiști, textele gnostice din primele secole ale creștinismului și chiar anumite pasaje biblice care au reușit să scape de eliminare. Pornind de la învățăturile oferite de Isus, gnosticii, de la cuvântul grecesc gnosis, care înseamnă cunoaștere, au continuat să transmită tradiția ezoterică. Ei au insistat în scrierile lor asupra unității dintre Dumnezeu și om, asupra divinității individului uman și asupra puterii creatoare pe care o are fiecare suflet de a se ridica mai presus de limitare. Textele descoperite în anul 1945 în Egipt la Nag Hammadi, considerate mai vechi decât Evangheliile din Noul Testament, reprezintă o veritabilă bibliotecă de scrieri gnostice. De pildă, în Evanghelia lui Toma, una din cele 52 de cărți descoperite în aceste zaur, Isus afirmă negru pe alb că cine își cunoaște adevărata identitate, realizează că este una cu Tatăl cel viu. Conștientizarea acestei prezențe divine interioare reprezintă sursa oricărei abundențe, fapt demonstrat de afirmația contrară. Dacă nu vă veți cunoaște pe voi înși vă, veți trăi în sărăcie și voi înși vă veți fi această sărăcie. În Evanghelia lui Filip se vorbește despre practica ezoterică a transformării înțelepciunii în forme manifestate. Tu vei deveni ceea ce vezi. Gnosticii se închinau luminii spirituale pure a principiului cristic din interiorul omului. Timp de cel puțin trei secole după Iisus Hristos, ei au reușit să coopereze cu spiritul pentru eliberarea puterilor lor creatoare, prin aplicarea cunoașterii referitoare la energia formelor gând și a principiilor manifestării. În anul 180 era noastră, Irenaeus, episcopul Ionusului, a atacat gândirea independentă și toate învățăturile referitoare la unitatea dintre Dumnezeu și omul individual. Conștient de faptul că dezvoltarea conștiinței individuale și comuniunea personală cu Dumnezeu ar submina autoritatea preoților, el s-a dezlănțuit cu toată puterea împotriva agnosticilor. A început prin a scoate lucrarea în cinci volume împotriva ereziilor, după care a publicat o listă cu lucrările acceptabile alegându-le doar pe acelea care îi susțineau dogma. Astfel a început tranziția de la focalizarea asupra lumii interioare la cea asupra lumii exterioare, iar puterea lăuntrică a individului a fost cedată treptat structurilor și autorităților exterioare. Când împăratul Teodisius a făcut din creștinism religia oficială unică a statului, în anul 380 era noastră, Instituțiile puterii au preluat în totalitate controlul asupra minții individuale, iar umanitatea a intrat într-o perioadă ce a durat o mie de ani, cunoscută sub numele de Evul Întunecat. Primii 400 de ani a acestei perioade sunt considerați în Europa o eră în care nu s-a întâmplat nimic și în care literatura, știința și educația nu și-au adus nicio contribuție la progresul rasei umane. Tot în această perioadă și-a conștiința a prosperității, Înțelegerea faptului că Dumnezeu este una cu conștiința individuală și reprezintă sursa tuturor lucrurilor bune din viață a fost practic inexistentă în lumea creștină. Viața seculară era controlată de sistemul feudal, iar cheile iluminării spirituale erau ținute în secret de liderii bisericii. Interpretarea subiectivă și prea libera doctrinei, sau lipsa de credință în religia de stat, erau considerate crime și pedepsite ca atare. Datorită luptei permanente dintre biserică și individ, tehnicile spirituale ce conduceau la eliberarea de nevoi și știința forțelor și formelor s-au pierdut temporar. Mintea occidentală a fost ținută în întuneric până în secolul al XVI-lea când structurile instituționale au început să se fisureze de la sine, iar principiile eterne ale unității și comuniunii au început să iasă din nou la suprafață. Rozii crucienii, cunoscuți și sub numele de frăția Crucitranda Trandafirului, au început să exercite o influență din ce în ce mai mare, contracarând intoleranța religioasă, dar au fost nevoi să rămână în clandestinitate până la publicarea Manifestului Ordinului în anul 1614. Aplicând tradițiile vechilor egipteni și ale gnosticilor creștini, membrii acestei societăți secrete au transcens limitările lumii fizice prin trezirea lor spirituală și au depășit conștiința lipsurilor prin cunoașterea prezenței și voinței lui Dumnezeu. Frank masoneria mai veche decât oricare dintre religiile lumii, după cum spunea unul din liderii ei, Albert Pike, a continuat la rândul ei să transmită în secret misterele sacre prin înțelegerea realității spirituale și prin dedicația lor față de principiile înțelepciunii, iubirii și serviciului, maestrii masoni au atins puteri supranaturale și au reușit să manifeste în lumea vizibilă abundența pe care au vizualizat-o în cea invizibilă. Conștiința colectivă a umanității a început să resimtă astfel efectele acestei noi lumini a înțelegerii. În secolul al XIX-lea, filozofia ezoterică și misticismul practic – s-au extins în Europa și în America precum o maree. La ora actuală se estimează că cel puțin 25% din populația Statelor Unite este mai mult sau mai puțin implicată în filozofia ezoterică sau în religia noii gândiri. În centrul acestei filozofii stă conceptul că Dumnezeu înseamnă abundență infinită și că noi avem dreptul să ne bucurăm de această abundență, căci suntem expresii individuale ale sursei infinite. Acest mesaj referitor la prosperitate nu a putut fi ascuns nici măcar în Biblie. După 2000 de ani de cenzură, traduceri și reeditări, lumina de aur a promisiunii Tatălui Ceres continuă să strălucească în paginile Bibliei. Spre exemplu, Prea iubitule, doresc ca în toate să-ți meargă bine. Puneți-mă astfel la încercare, zice domnul oștirilor, dacă nu vă voi deschideză gazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi o binecuvântare care va da pe deasupra. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă să fie urmată de vreun necaz. Cei care te iubesc vor prospera, pacea să fie între zidurile tale și prosperitatea în palatele tale. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna din toate în destul, să fiți plin de orice faptă bună ci aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci el îți va da putere să te îmbogățești. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerurile, ca să trimită țării tale ploaie la timp și ca să binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu un împrumut multor neamori, dar tu nu vei lua cu un împrumut. Mărit fie Domnul care își găsește plăcerea în pacea și în prosperitatea slujitorului său. De aceea vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați să credeți că l-ați primit și va fi al vostru. Mesajul a fost preluat și transmis apoi și de alții. Omul s-a născut ca să fie bogat sau ca să se îmbogățească prin folosirea facultăților sale, prin fuziunea dintre gândurile sale și natura. Lumea, cu toată frumusețea ei, cu fericirea și suferința ei, cu bucuriile și durerile sale, este planificată până în ultimele detalii, astfel încât puterile sinelui să poată fi manifestate în creație. Mai presus de orice, noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne oferă toate lucrurile de care avem nevoie în viața de zi cu zi, până la cele mai mărunte dintre ele, iar dacă ne lipsește ceva, acest lucru se datorează exclusiv faptului că nu ne-am folosit mintea pentru a stabili contactul corect cu supramintea, și curaza cosmică ce emană în mod automat din aceasta. Bogățiile lumești au fost respinse, disprețuite și chiar urâte de aspiranții spirituali din cauza ignoranței acestora. Ei nu au știut că te poți bucura de bogățiile acestei lumi fără a te identifica neapărat cu ele și că le poți poseda fără a te lăsa poseda de ele. De bună seamă, această atitudine de respingere și ignorare a abundenței este mai puțin periculoasă ca cealaltă mare greșeală, care constă în lăcomie și în adorarea banilor, respectiv în teama de a nu-ți pierde averea. Omul cu adevărat înțelept evită însă ambele atitudini descrise mai sus, știind că bogăția lumească nu este altceva decât o reflectare a bogăției spirituale pe care trebuie să o caute mai întâi de toate și mai presus de orice. Cine a găsit bogăția celestă nu poate evita bogăția lumească, decât dacă o respinge în mod intenționat. Prosperitatea este reflectarea substanței spirituale în lumea exterioară. Tot ceea ce există în Univers ne stă la dispoziție. Nimic nu ne stă împotrivă. Viața nu face altceva decât să dăruiască. Noi trebuie să acceptăm, să utilizăm și să transmitem mai departe darurile primite de la ea. Succesul și prosperitatea reprezintă atribute spirituale cu care sunt înzestrați toți oamenii. Din păcate, nu toți se folosesc însă de ele. Dumnezeu reprezintă simultan darul și actul dăruirii. Omul este cel care primește acest dar. Dumnezeu sălășuiește în om, ceea ce înseamnă că aceste zauri al bogățiilor infinite rezidă în interiorul nostru, dar și în afara noastră. Dacă vei învăța legile minții, tu vei putea extrage din aceste zauri infinit tot ceea ce ai nevoie pentru a trăi o viață glorioasă, fericită și prosperă. Refuză să accepti orice altceva decât armonia. Tu te poți bucura de prosperitate indiferent de circumstanțele cu care te confrunți la ora actuală. Cine cunoaște și respectă legea ființei, deține controlul asupra tuturor lucrurilor. Această lege conferă puterea de a te bucura de prosperitate, fără a încălca drepturile celorlalți oameni de a se bucura la rândul lor de ea. Noi ar trebui să învățăm să ne gândim la dolari așa cum ne gândim la frunzele copacilor sau la portocale, considerându-i o consecință naturală și inevitabilă a legii care acționează în lăuntrul nostru. Noi nu ar trebui să ne facem griji, chiar dacă pomul este gol, atât timp cât cunoaștem legea care spune că pomul produce întotdeauna roade în funcție de semințele cultivate. Oricare ar fi starea finanțelor noastre la un moment dat, noi nu ar trebui să fim îngrijorați în vreun fel, întrucât cunoaștem legea care acționează prin conștiința noastră, deopotrivă atunci când dormim și când suntem treji, pentru a ne asigura toate lucrurile de care avem nevoie. amintește că banii reprezintă consolidarea energiei vii și pline de iubirea divinității și că cu cât realizarea și expresia iubirii este mai perfectă, cu atât mai plenară va deveni aprovizionarea cu acele lucruri de care ai nevoie, pentru a-ți îndeplini misiunea. Corpul fizic este afectat cel mai tare de teama de condițiile materiale. Teama este unicul obstacol care împiedică omul să aibă acces la o mai mare abundență. Astfel de mesaje sunt foarte numeroase și vor continua să apară până când vor fi înregistrate în conștiința tuturor sufletelor. Gândurile legate de lipsuri și de limitări trebuie să fie eliminate pentru totdeauna din mintea colectivă a umanității. Adevărul și legea. Lumea exterioară a formelor și experiențelor reflectă lumea interioară a gândurilor și sentimentelor. Ceea ce există sus există și jos. Ceea ce există în interior există și în exterior. Aceasta este o lege. Cu cât vei deveni mai conștient de prezența lui Dumnezeu în interiorul tău, cu atât mai mult îți va umple conștiința această prezență. Aceasta este o lege. Cu cât vei înțelege mai profund că spiritul tău reprezintă sursa, substanța și activitatea care te aprovizionează cu toate lucrurile de care ai nevoie, cu atât mai permanent se va grava acest adevăr în conștiința ta. Aceasta este o lege. Cea care se interpretează pe sine sub forma expresiilor și experiențelor din lumea ta este conștiința ta spirituală, respectiv cunoașterea prezenței lui Dumnezeu în interiorul tău care conferă adevărata împlinire lăuntrică. Aceasta este o lege. Partea a doua, planul de 40 de zile pentru obținerea prosperității. În această carte, conceptul de abundență este definit ca un acces liber la resursele infinite ale Universului, respectiv la binele suprem. În lumea invizibilă, abundența ia forma energiei creatoare a lui Dumnezeu, numită și substanță în cea vizibilă. Ea ia forma banilor și a tuturor lucrurilor benefice necesare pentru a te simți liber și pentru a trăi o viață armonioasă în această lume tridimensională. Există anumite principii ale abundenței, respectiv anumite legități ale adevărului universal, care dacă sunt realizate permite liberarea individului de lipsuri și limitări. Fiind vorba de principii spirituale, niciun om care are o conștiință al comiei, a avariției sau a egoismului, nu poate implementa programul prosperității bazat pe adevăr. În mod evident, aplicarea principiilor mistice pentru a obține bani nu poate avea succes, dar aplicarea lor pentru a înțelege cauzele și efectele spirituale ale abundenței conduce automat la obținerea unor dividende bogate, manifestate deopotrivă în formă și experiență. Dat fiind că bogăția spirituală deopotrivă vizibilă și invizibilă nu poate fi obținută decât prin realizare, simplul fapt că vizualizarea subiectivă este menținută la nivelul conștiinței spirituale generează automat o manifestare în vederea binelui comun. Cu alte cuvinte, carea spirituală a abundenței favorizează pe cei ale căror motivații sunt pure. După cum spunea Ralph Emerson, zarurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna aruncate. Să vedem așadar care sunt principiile prosperității. Vom începe prin examinarea conștiinței tale. Ai o aversiune față de bogăție? Ți se pare deplasat să fii prosper? Te deranjează cuvântul abundență? Dacă ai chiar și cele mai mărunte rezerve, verifică sistemul convingerilor referitoare la Dumnezeu. Unul din aspectele divine este acela de bogăție omniprezentă și de abundență universală a creației. Dacă te opui prosperității nelimitate, tu te împotrivești practic propriei tale esențe, care este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Altfel spus, tu ești o expresie a bogăției omniprezente și o individualizare a abundenței universale. Chiar în acest moment, tu ești la fel de bogat ca orice individ care a pășit vreodată pe această planetă. Toate animalele domestice ți aparțin, la fel și minele de aur și argint sau toți banii din lume. Domnul va revărsa asupra ta comoara lui. Domnul este spiritul divin sau conștiința cristică din tine. Dacă vei realiza că ești una cu Dumnezeu, tu vei potența acest sine suprem care reprezintă deja esența ta. Cu alte cuvinte, tu ești deja tot ce reprezintă această prezență și această putere a Universului. De aceea, tot ceea ce îi aparține acestei minți infinite, îți aparține în egală măsură. Tu nu existi doar în corp, ci în afara acestuia pretutindeni. Realitatea sinelui tău este o forță omnipotentă care întruchipează întreaga iubire, întreaga înțelepciune, întreaga viață, întreaga substanță. Tot ceea ce există, această totalitate care se manifestă prin tine, este aceeași minte, același spirit și aceeași prezență care i-a vorbit lui Moise din tufișul arzător sau care s-a manifestat prin Isus. Acest spirit din interiorul tău nu emite decât gânduri de abundență, căci aceasta este natura sa. De vreme ce gândurile asociate cu lipsurile sau cu limitările nu pot fi înregistrate sau cultivate în această minte infinită, principiul sau legea abundenței nu se poate referi decât la o prosperitate absolută și continuă. Sinele tău nu poate gândi, nu poate vedea și nu poate cunoaște altceva decât abundența, iar energia creatoare a acestei conștiințe a abundenței curge în continuu, exprimându-se în toate felurile cu putință și încercând să se manifeste inclusiv în planul fizic. Această energie creatoare a minții universale este numită substanță. Ea curge prin conștiința ta și devine manifestă în lumea fenomenală sub forma experiențelor și circunstanțelor asociate cu prosperitatea. Ea are însă o calitate plastică, ce îi permite să se impregneze cu tonalitatea și forma convingerilor tale dominante. Altfel spus, tot ceea ce vezi, ce auzi, ce atingi și ce simți, reprezintă o obiectivare a propriilor tale convingeri. Formele și experiențele sunt simple efecte, aparențe și asta cum spune proverbul noi nu ar trebui să ne luăm după aparențe. Ori de câte ori emitem o judecată de valoare, noi ne asumăm o convingere, pornind de la premisa că judecata noastră este corectă, deși reprezintă o realitate. Cu toate acestea, ni se spune că nu trebuie să procedăm astfel. De ce nu? Deoarece niciun efect nu are vreo valoare în sine. Singurele sale atribute sunt cele pe care îi le conferi tu. Banii reprezintă un astfel de efect. Atunci când te concentrezi prea tare asupra efectului, tu uiți de cauză, iar atunci când cauza nu mai este potențată, efectul începe să se diminueze. Astfel, dacă îți focalizezi atenția asupra obținerii de bani, tu te îndepărtezi practic de sursa abundenței. Propuneți chiar în acest moment să renunți la convingerea că banii reprezintă substanța ta, sursa ta de aprovizionare, un factor de sprijin sau un motiv de siguranță. Nu banii sunt toate acestea, ci Dumnezeu. Dacă vei înțelege acest adevăr, energia abundenței va curge în viața ta într-un flux continuu și perfect manifestând efectele pe care ți le dorești. Adoptă chiar acum convingerea că singura sursă este Dumnezeu și nu te mai gândi la efectele exterioare. În cazul în care consideri că sursa bunăstării tale este slujba pe care o ai, angajatorul tău, partenerul de viață sau investițiile pe care le-ai făcut, tu te îndepărtezi de sursa ta reală. Atât timp cât vei privi orice persoană, orice loc și orice condiție exterioară drept cauza siguranței tale, tu vei bloca singur fluxul prosperității în viața ta. Atât timp cât îți vei transfera puterea personală unei alte ființe, considerând-o sursa bunăstării tale, tu îți vei limita automat această bunăstare. De acum înainte gândește-te la bani, la posesiuni și la celelalte dorințe materiale ale tale ca la niște simple simboluri exterioare ale sursei interioare a bunăstării tale. Singura realitate a acestor simboluri este substanța care se ascunde sub manifestarea exterioară. Banii nu sunt altceva decât un simbol al unei idei aflate în mintea divină. Ideea se referă la plentitudinea care îți poate îndeplini toate nevoile cu un surplus de măsură. Atunci când ideea divină coboară în manifestare, ea capătă forma banilor, dar aceștia nu reprezintă sursa în sine, ci doar un simbol al ei. Sursa bunăstării tale este conștiința faptului că ești una cu Dumnezeu și implicit cu abundența universală. De aceea, ori de câte ori încerci să aduni, să obții sau să posezi simbolul, focalizându-te exclusiv asupra lui și nu asupra sursei tale. Tu îți blochezi singur manifestarea dorită. Îți dorești mai mulți bani și mai multă prosperitate în viața ta? Dacă da, atunci treci de la conștiința efectului la cea cauzei. Ori de câte ori conferi putere unui efect, tu îi conferi propria ta putere personală. Cu alte cuvinte, îi permiți efectului să aibă o putere asupra ta. Au banii putere? Dacă răspunzi prin da, înseamnă că tu ești cel care le-ai transferat această putere, devenind sclavul lor. Cum s-ar spune, ai inversat rolurile. Adevărata sursă de bani este prezența interioară, sinele din lăuntrul tău, nu mintea ta rațională sau gânditoare. Singura sursă a oricărei forme de abundență este prezența divină din lăuntrul tău. Atât timp cât mintea ta se focalizează asupra acestei cauze, Fluxul energiei va curge liber în viața ta. Invers, cât timp te vei focaliza asupra efectelor, tu vei bloca automat acest flux. Cu cât vei deveni mai impersonal în ceea ce privește sursa de proveniență a banilor tăi, cu atât mai personal te vei raporta la adevărata sursa banilor tăi. Cu alte cuvinte, cu cât vei cultiva o relație mai strânsă cu sinele tău divin, cu atât mai mare va fi abundența din viața ta. De aceea interiorizează-te și privește maniera în care lucrează prezența divină din lăuntrul tău. Mintea infinită care te-a creat nu vede și nu cunoaște altceva decât abundența, iar în acest ocean de cunoaștere există o idee spirituală care corespunde oricărei forme, oricărui eveniment, oricărei circumstanțe, oricărei condiții și oricărei experiențe pe care ți le-ai putea dori. Energia creatoare a acestor idei divine Curge de apururi, generând exclusiv manifestări perfecte. Dar reține, atât timp cât privești lumea efectelor sau formelor vizibile, tu creezi automat o mutație în fluxul perfect al acestei energii, generând implicit o manifestare imperfectă. Invers, dacă îți focalizezi atenția asupra spiritului, tu devii un canal perfect pentru manifestarea ideilor divine ale spiritului tău. Va veni o vreme când toate nevoile tale financiare vor fi satisfăcute exclusiv prin focalizarea ta asupra sinelui suprem, din interiorul tău, nu asupra lumii formelor exterioare. Până atunci tu vei continua să experimentezi incertitudinea pentru tot restul vieții. Fiecare suflet trebuie să învețe această lecție, iar atât timp cât nu o face, lui se oferă nenumărate oportunități în această direcție sub forma lipsurilor și a limitărilor aparente. Poate că aceasta este situația ta chiar în acest moment. Dacă așa stau lucrurile, realizează chiar acum că aceasta este oportunitatea pe care ai așteptat-o atâta vreme pentru a demonstra adevărul dreptului tău prin naștere. Conștientizează faptul că această experiență nu reprezintă decât o iluzie o proiecție în afara convingerilor tale, un efect produs de conștiința ta. Nu-ți mai transfera puterea personală acestui efect sau aceste iluzii, nu mai alimenta iluzia cu energia ta negativă. Nu-ți mai focaliza energia asupra scenei exterioare, căci aceasta echivalează cu vidul și cu moartea. Schimbă-ți chiar acum convingerile legate de sine și nu te mai considera o ființă umană muritoare, ci o ființă spirituală eternă nu te mai gândi la ceea ce se întâmplă în lumea ta, la temerile tale legate de creditori, de siguranța ta, de protecția sau de viitorul tău. Întoarce-ți privirea de la efecte, ia-ți adio de la convingerile exterioare greșite și întoarce-te în casa tatălui, în care ai dreptul să te afli chiar dacă ai căzut în mrejele materialității. Nu te mai gândi la bani și la posesiunile materiale. Concentrează-te exclusiv asupra abundenței absolute a substanței divine, care emană de-a din conștiința sinelui tău suprem. asumă toate aceste convingeri și demonstrează-le chiar acum. Nu-ți mai aduna la infinit facturile, nu-ți mai număra banii pe care îi ai, nu-ți mai căuta bunăstarea în lumea exterioară privind cu speranță către diferite persoane, locuri sau situații. Întregul Univers te privește cu sufletul la gură rugându-se să renunți la aparențele negative ale lumii iluziei și să-ți reclam moștenirea divină. A sosit timpul. Astăzi este ziua cea mare. Treci acest examen și nu va mai trebui să-l dai a doua oară. În schimb, dacă vei continua să te cramponezi de tentațiile minții raționale și de presiunile lumii exterioare în speranța că vei obține astfel o ușurare financiară, în această lume a efectelor, Va trebui să te întorci în clasă și să învezi din nou aceeași lecție. Planul de 40 de zile pentru obținerea prosperității Acest plan reprezintă un program în vederea obținerii unei prosperități abundente în viața și în afacerile tale. Conștiința are nevoie de 40 de zile pentru a realiza un adevăr. Orice pauză în timpul acestor 40 de zile întrerupe fluxul energetic și disipă energia acumulată deja în jurul ideii centrale. De aceea, angajează-te cu fermitate că vei duce la bun sfârșit acest program, respectând fiecare zi din el. Dacă ai ratat chiar și o singură zi, începe de la început și continuă până când reușești să parcurgi întregul program într-o continuitate perfectă. Iată ce trebuie să faci în acest scop. Stabilește o dată specifică pentru a începe programul. În prima zi a programului, scrie următoarea afirmație în jurnalul tău spiritual. Începând din această zi, notează data completă. Încete să mai cred că banii vizibili sunt sursa mea de bunăstare și de siguranță și încep să privesc lumea efectelor așa cum este ea, o reflectare a convingerilor mele. Până acum am crezut în puterea banilor, motiv pentru care am cedat puterea mea personală și autoritatea mea, conferite mie de Dumnezeu, unei convingeri obiectivate. Până acum am crezut în posibilitatea lipsurilor, provocând astfel o ruptură la nivelul conștiinței mele de sursa reală a bunăstării mele. Până acum am crezut că sunt un simplu muritor, ce trăiește în condiții materiale. Datorită acestei credințe am cedat omului din mine și mediului în care trăiesc puterea mea. Până acum am crezut în iluzia creată de conștiința colectivă a umanității, de gândurile eronate ale oamenilor și mi-am limitat astfel ființa nelimitată. S-a terminat. Începând din această zi renunț la așa zisa mea umanitate și îmi reclam moștenirea divină. Cu alte cuvinte, de acum înainte mă voi considera o ființă divină. Începând din această zi, nu-l voi mai recunoaște decât pe Dumnezeu ca substanța mea, ca sursa bunăstării mele și ca factor de siguranță. În continuare urmează 10 afirmații ale principiului. Citește câte una în fiecare zi. În acest fel, de-a lungul celor 40 de zile vei parcurge lista de 4 ori. După ce ai citit afirmația zilnică, fie dimineața la trezire, fie seara înainte de culcare, meditează asupra ei timp de cel puțin 15 minute, focalizându-te în totalitate asupra fiecarei idei exprimate, și lăsând aceste idei să îți umple conștiința. După fiecare perioadă de meditație, notează în jurnal gândurile care îți trec prin minte. Nu uita să faci zilnic acest lucru. De vreme ce ai primit deja tot ceea ce îți este necesar, întregul conținut al minții infinite-ți aparține, iar acum ai devenit conștient de acest lucru. Dovedește singur acest adevăr, împărtășind cu alții din prea tău în mod regulat, cel puțin atât cât lucrezi cu acest plan. Dăruirea este o știință ezoterică ce generează întotdeauna rezultatele scontate, atât timp cât este practicată cu iubire și cu bucurie, căci legea face ca tot ceea ce dăruiești să se întoarcă la tine multiplicat. În schimb, dacă vei practica zeciuiala, personal prefer cuvântul împărtășire în, în mod mecanic și calculat, numai pentru a-i face pe plac lui Dumnezeu, pentru a scăpa de vinovăție, pentru a-ți respecta o obligație sau pentru a obține ceva la schimb, pentru că așa înțelegi tu această lege, nimeni nu va avea de câștigat de pe urma dăruirii tale, nici măcar beneficiarul. Dăruiește întotdeauna cu iubire, cu bucurie și amuzându-te, iar ferestrele cerului ți se vor deschide instantaneu. Afirmațiile principiului 1. Dumnezeu este abundență nesfârșită, este substanța bogată și omniprezentă în întregul Univers. Această sursă absolută a prosperității infinite se manifestă la nivel individual prin mine, prin realitatea mea. 2. Îmi rafinez mintea și îmi înnobilez inima, astfel încât să devin conștient, să înțeleg și să realizez faptul că prezența divină eu sunt. Este sursa și substanța tuturor lucrurilor bune din viața mea. 3. Sunt conștient că prezența din interiorul meu este totuna cu abundența nesfârșită. Sunt conștient de activitatea constantă a acestei conștiințe a prosperității infinite. De aceea conștiința mea se umple cu lumina adevărului. 4. Dat fiind că sunt conștient de faptul că sinele meu divin sau conștiința mea cristică reprezintă sursa bunăstării mele, atrag în mintea și în natura mea emoțională însăși substanța spiritului. Această substanță este sursa mea de bunăstare. Cu alte cuvinte, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în mine este chiar sursa bunăstării mele. 5. Banii nu reprezintă sursa reală a bunăstării mele. Nicio persoană, nici loc și nicio condiție exterioară nu reprezintă această sursă. Adevărata sursa bunăstării mele este conștientizarea, înțelegerea și cunoașterea activității prodigioase a minții divine din interiorul meu. Înțelegerea acestui adevăr este absolută, de aceea și sursa bunăstării mele este absolută. 6. Sursa mea interioară se manifestă instantaneu și constant prin diferite forme și experiențe ce corespund nevoilor și dorințelor mele și fiind una cu principiul sursei în acțiune, este imposibil să am nevoi sau dorințe rămase neîmplinite. 7. Conștiința divină cu care mă identific și exprimă de-a purura adevărata natura abundenței. Aceasta este responsabilitatea ei, nu a mea. Singura mea responsabilitate constă în a fi conștient de acest adevăr. De aceea am o încredere de plin în sursa mea. Mă detașez de dorințele mele și îl las pe Dumnezeu să se manifeste liber, ca abundență în viața și în afacerile mele. 8. Conștientizarea identității dintre spiritul meu și sursa nelimitată a bunăstării mele reprezintă o putere divină capabilă să restaureze anii pe care i-am pierdut să regenereze toate lucrurile și să mă călăuzească pe cărarea înalta a prosperității și a abundenței. Această conștientizare, această înțelegere și această cunoaștere a Spiritului se manifestă prin toate formele și experiențele pe care doresc să le trăiesc. 9. De vreme ce sunt conștient că Sinele meu Divin reprezintă împlinirea mea absolută, mă simt în totalitate împlinit. Acum sunt conștient de acest adevăr. Am găsit astfel secretul vieții, așa că mă pot relaxa, știind că activitatea abundenței divine operează de-a pururi în viața mea. Tot ce trebuie să fac eu este să fiu conștient de fluxul acestei energii creatoare, care emană în continuu, ușor și fără efort din conștiința mea divină. Acum sunt conștient. Acum sunt integrat în acest flux. 10. Nu mă mai focalizez asupra acestei lumi și îmi concentrez întreaga atenție asupra Dumnezeului din mine, pe care îl consider singura cauza prosperității mele. Declar acum că prezența interioară este singura care acționează în toate afacerile mele financiare, fiind substanța tuturor lucrurilor vizibile din viața mea. Îmi placez întreaga credință în principiul abundenței, care acționează prin mine fructele recoltei. Potrivit scrisorilor pe care le-am primit de la alți membri, fundația non-profit pe care am creat-o, planul de 40 de zile pentru obținerea prosperității, reprezintă un proces eficient de transformare a conștiinței de pe vibrația limitării pe cea abundenței. Partea a treia. Tu ești una cu banii pe care îi ai Dicționarul Merriam-Webster afirmă că banii sunt un instrument de schimb, o măsură a valorii sau un mijloc de plată. Pe scurt, ei sunt acel mijloc pe care îl folosesc oamenii pentru a cumpăra lucruri. Ei nu reprezintă ceva rău, un spiritual sau prea materialist, ci fac parte integrantă din procesul vieții trăite în planul fizic. Până la apariția banilor propriu-ziși, Mijloacele de plată erau pietricelele, mărgelele, penele, scoicile și pielea animalelor. Pentru a crea o valoare de schimb standardizată, oamenii au inventat monedele de metal imprimate cu anumite desene care să le garanteze valoarea. Primele monede cunoscute au fost emise în anul 600 înainte de Hristos, într-o regiune care corespunde Turciei moderne. Banii de hârtie au apărut în China în secolul al XIV-lea. La ora actuală, noi plătim lucrurile sau serviciile pe care le cumpărăm cu bani de hârtie și cu monede. Simplu, nu e așa? Drama este că majoritatea oamenilor nu au suficienți bani de hârtie sau suficiente monede pentru a plăti toate lucrurile sau serviciile pe care și le doresc. De ce nu? Deoarece conștiința lor nu atrage energia banilor, ci din potrivă o respinge. Acest lucru este extrem de curios că energia tuturor formelor, inclusiv a banilor, sălășuiește în câmpul de forță al fiecărui individ care face parte integrantă din corpul său de lumina. Pentru a înțelege mai bine acest lucru, am redefinit banii astfel. Banii sunt răsplata mea personală și naturală în plan energetic. Haideți să analizăm în detaliu fiecare cuvânt din această expresie. Pronumele mea arată că eu sunt posesorul răsplății. Cuvântul personală arată că această răsplată mi-aparține numai mie. Cuvântul naturală arată că răsplata este normală, firească, venită de la Dumnezeu și esențială. Cuvântul energie a fost conceput de Aristotel cu sensul de forță de expresie. Mai târziu Școala Misterelor din Alexandria a început să folosească acest cuvânt dându-i conotația de forță cosmică, de putere și forța omnipotenței, ale cărei expresii individuale suntem noi. Cu alte cuvinte, noi suntem expresii personificate ale energiei universale. În sfârșit, cuvântul răsplată face referire la roadele primite în urma unui proces sau a unei investiții. În acest context putem descrie banii astfel. Banii reprezintă esența mea. Dacă este exprimată corect, aceasta se întoarce la mine sub forma abundenței legitime, respectiv a unui instrument de plată pe care îl pot folosi la schimb pentru produsele și serviciile pe care le doresc. Constatăm astfel că în forma lor originală, energetică, banii au fost deja distribuiți în mod evident între toate sufletele de pe această planetă. Și că toți indivizii se bucură chiar acum de oportunități egale de a savura plenar abundența în plan vizibil. Tu ești una cu banii tăi, banii sunt una cu tine. Cultivarea unei înțelegeri mai profunde a banilor pentru obținerea prosperității individuale. Doresc să insist puțin asupra unei expresii din ultima definiție pe care am dat-o banilor, dacă este exprimată corect. Atât timp cât nu creezi o cauză prin exprimarea energiei tale naturale, tu nu poți obține un efect. Răsplata este obținută sub forma abundenței vizibile numai atunci când energia este exprimată sau investită. Cum poate fi exprimată această energie care este totuna cu esența ta? Prin gândurile, sentimentele, cuvintele și activitățile tale fizice combinate într-un program zilnic de meditație, de vizualizare creatoare, de iubire intensă, de exprimarea unei recunoștințe pline de bucurie, de nefolosirea cuvintelor care rănesc și de acțiuni corecte. Hait s-a produs cumva un delic negativ atunci când am pronunțat cuvintele recolte financiare? Încă mai crezi că banii sunt rădăcina tuturor relelor? Adorarea banilor chiar este rădăcina tuturor relelor, dar nu banii în sine. Doresc să repet: banii nu sunt altceva decât un mijloc de schimb pe care oamenii îl folosesc pentru a obține bunurile și serviciile pe care și le doresc. Ei fac parte integrantă din procesul vieții trăite pe pământ și reprezintă propria ta energie devenită vizibilă. De aceea, nu mai asocia banii cu lăcomia, egoismul, exploatarea și limitările ci asociază-i cu bunăvoința, generozitatea, libertatea și bunele intenții. Acestea sunt valorile spirituale ale prosperității financiare vizibile. Să continuăm. Spuneam mai devreme că trebuie să-ți câmpul energetic, respectiv să-ți remodelezi conștiința. Iată cum arată programul zilnic la care făceam referire. 1. Meditația. După părerea mea, planul de 40 de zile pentru obținerea prosperității reprezintă o necesitate absolută. Principiile abundenței despre care am discutat în partea a doua nu contrazic în niciun fel afirmațiile de mai sus. Spre exemplu, spuneam în a doua secțiune a cărții că banii reprezintă un efect. Atunci când te concentrezi asupra efectului, tu uiți de cauză, iar atunci când uiți de cauză, efectul începe să se diminueze. Dacă îți focalizezi atenția asupra obținerii de bani, tu te îndepărtezi practic de sursa abundenței. Propuneți chiar în acest moment să renunți la convingerea că banii reprezintă substanța ta, sursa ta de aprovizionare, un factor de sprijin sau un motiv de siguranță. Nu banii sunt toate acestea, ci Dumnezeu. Să ne întoarcem acum la definiția banilor. Banii sunt răsplata mea personală și naturală în plan energetic. Răsplata este efectul sau simbolul exterior al bunăstării interioare, în timp ce cauza este esența ta dăruită de Dumnezeu, energia care stă la baza manifestărilor exterioare. Gândește-te astfel. Definiția spirituală a banilor include deopotrivă cauza și efectul, aspectul lor invizibil și cel vizibil, conștiința și forma, cel care dăruiește în darul oferit. Important este să nu te focalizezi asupra banilor în forma lor exterioară, ci asupra sursei lor. Încearcă să înțelegi și să contempli energia banilor, care este chiar conștiința ta spirituală, iar apoi lasă forma să se manifeste de la sine. Nu trece mai departe cu lectura până când nu ai înțeles perfect acest aspect. 2. Vizualizarea creatoare Înainte de a-ți împărtăși metoda de vizualizare pe care mi-a transmis-o sinele meu superior, doresc să-ți vorbesc despre o revelație pe care am avut-o cu ani în urmă. Pe când mă aflam într-o stare deosebită de conștiință și într-o gaură financiară corespunzătoare, îmi doream un miracol. Miracolele sunt ceva minunat și se pot manifesta fără nicio dificultate, dar problema mea era că miracolul pe care mi-l doream era manifestarea subită de bani, fără să îmi investesc conștiința în acest proces. Cu alte cuvinte, îmi doream ca cerul să se deschidă și asupra mea să plouă cu bani sau să îmi sune soneria, iar la deschiderea ușii să găsesc în prag un coș plin cu bani. Deși eram deja convinsă că sursa bunăstării mele era Dumnezeu, la acea vreme nu înțelegeam încă faptul că principalul canal de manifestare al spiritului în lumea tridimensională sunt oamenii. Altfel spus, nu-mi dădusem încă seama că noi suntem canale ale spiritului prin care ne influențăm nu doar propria viață, ci și viața celor din jurul nostru. În loc să mă apropii de oameni, eu îi evitam, datorită unui orgoliu spiritual de care la acea vreme nu eram conștientă. Ce știu ei despre abundența spirituală? Obișnuiam să-mi spun. Și uite așa, gaura financiară în care mă aflam s-a transformat într-o adevărată prăpastie. Atât timp cât nu avem încă nivelul de conștiință necesar pentru a manifesta spontan formele dorite din substanța spirituală, noi depindem de ceilalți oameni de pe planetă cu care ne împărtășim esența, inclusiv energia banilor. Este posibil ca cineva să ridice următoarea obiecție spunea în secțiunea referitoare la planul de 40 de zile pentru obținerea prosperității, că atât timp cât vei privi orice persoană, orice loc și orice condiție exterioară drept cauza siguranței tale, tu vei bloca singur fluxul prosperității în viața ta. Atât timp cât îți vei transfera puterea personală unei alte ființe, considerând o sursă a bunăstării tale, tu îți vei limita automat această bunăstare. Este foarte adevărat. Noi nu trebuie să privim către o persoană anume sau să specificăm un canal fizic precis pentru manifestarea bunăstării pe care ne-o dorim, căci acest lucru încalcă legea universală. Trebuie să recunoaștem însă că răsplata ajunge la noi prin intermediul celorlalți oameni care trăiesc pe această planetă, în schimbul unor produse sau servicii. Înțelegi diferența? Te rog să te gândești la acest aspect până când îl înțelegi în profunzime iar acum să trecem la metoda de vizualizare. La un moment dat în timpul acelei perioade financiare grele, am reușit să mă liniștesc, am intrat într-o stare meditativă și am rostit următoarele cuvinte. Invit Spiritul lui Dumnezeu să gândească prin mine. Nu voi încerca să emit gânduri personale, dar nici nu mă voi opune acestui proces. Las acum prezența cristică să se folosească de mintea mea pentru a se gândi la problemele mele financiare și pentru a găsi soluția la acestea. Și iată acum răspunsul pe care l-am primit. Află că eu sunt cu tine întotdeauna. Eu sunt tot ceea ce cauți tu. De aceea nu mă mai căuta decât pe mine. Eu sunt spiritul care stă la baza lumii invizibile și a celei vizibile. Eu sunt substanța care stă la baza tuturor lucrurilor. Eu sunt energia creației. Fă ce spun eu și totul va fi bine pentru tine. Meditează asupra conștiinței plentitudinii substanței spirituale care emană din centrul ființei tale, căci eu sunt una cu ea. Această energie reprezintă o forță constantă, fără început și fără sfârșit. Devină una cu acest flux infinit, apoi canalizează-l către lumea exterioară, astfel încât toată lumea să poată prospera, inclusiv tu. Consideră-l un flux de lumină care te conectează cu toate sufletele ce trăiesc pe pământ. Vizualizează acum această lumină, cum emană din tine și circumscrie întregul pământ. Acest flux de lumină va deveni astfel canalul prin care bunăstarea materială va călători către tine. După stabilirea acestei conexiuni luminoase între tine și restul lumii, vizualizează cum lucrurile pe care ți le dorești Călătoresc către tine din toate direcțiile, până când se întorc în centrul tău, care sunt eu. Lasă-te dus de aceste valori de energie și vizualizează starea de pace și iubire și de fericire, care te va cuprinde atunci când te vei bucura de lucrurile pe care ți le dorești. Puterea de lumină pe care ai construit-o va trebui susținută în permanență prin iubirea ta. În acest scop, toate gândurile, emoțiile, cuvintele și acțiunile tale de acum înainte vor trebui să fie încărcate de iubire. Am înțeles cu această ocazie că noi suntem într-adevăr un pentru frații noștri, dar nu așa cum credeam până atunci. Meditând asupra mesajului primit, în mintea mea au început să se formeze imaginile vizualizării recomandate. Izvorul etern al tuturor lucrurilor bune din interiorul meu din care curge o energie fără început și fără sfârșit, umplerea cupei mele cu această energie până când dă pe afară, deschiderea mentală a ușii conștiinței mele, astfel încât fluxul de energie să poată ieși în exterior și să inunde această lume cu o lumină aurie, care să ridice toate sufletele pe o nouă vibrație a abundenței. Am vizualizat unitatea mea cu toți oamenii de pe planetă în această lumină. Și faptul că toți oamenii de pe Pământ, fără nicio excepție, trăiesc în prosperitate. Am văzut bucuria și fericirea antipărite pe fețele lor, prea plinul lor de recunoștință față de Dumnezeu, pe măsură ce nevoile lor erau îndeplinite. În continuare, am vizualizat fluxul de energie, întorcându-se la mine în valuri, aducând cu sine toate lucrurile de care am nevoie. Valurile de energie veneau către mine din toate direcțiile. Din ce în ce mai aproape, până când în imaginația mea, am simțit cum acestea mă inundă în totalitate, moment în care aproape că mi s-a oprit respirația. M-am simțit atunci mai prosperă decât oricând înainte și am început să vizualizez folosirea acestor bani în maniera cea mai utilă, cea mai productivă, cea mai plină de iubire și de cooperare cu putința. În mai puțin de 30 de zile, așa zisele, probleme financiare cu care mă confruntam au dispărut definitiv. De aceea te invit fie să practici acest exercițiu de vizualizare, fie un altul conceput de tine, dar care să evoce o reacție emoțională la fel de puternică. Doresc să te avertizez însă, dacă în conștiința ta încă mai există lăcomie și egoism, este posibil ca această tehnică de vizualizare să producă multă dezordine în afacerile tale financiare. Exercițiul trebuie practicat pe fundalul unei iubiri necondiționate, al altruismului absolut și al conștiinței unității spirituale cu toți oamenii. 3. Iubirea intensă Înțelepciunea străveche ne învață că banii reprezintă o energie divină, dar dacă dorim să ne îndeplinim nevoile, noi trebuie să lucrăm cu energia iubirii, nu cu cea a dorinței. Personal am descoperit că ori de câte ori renunț la vibrația iubirii necondiționate pentru toți semenii mei, mă confrunt automat cu mari dificultăți financiare sau materiale. Acest lucru îmi reamintește de fiecare dată de mesajul spiritual pe care l-am primit și în care mi s-a spus negru pe alb: Puntea de lumină pe care ai construit-o va trebui susținută în permanență prin iubirea ta. Îți reamintesc în această direcție că energia naturală este iubirea. De aceea răsplata nu poate fi creată decât din iubire și se întoarce la tine pe aripile aceleiași iubirii. Fără emanarea intensă a vibrației iubirii, nu vei putea atrage plenar abundența pe care ți-o dorești. 4. Recunoștința plină de bucurie Bucuria și recunoștința se nasc întotdeauna în inimile pline de iubire. Dacă aceste calități lipsesc din conștiința ta, întoarce-te la pasul 3 și practică arta de a iubi. Găsește ceva sau pe cineva pe care să-l iubești, focalizează această iubire asupra imaginii sale, apoi schimbă imaginea cu cea a oamenilor sau a situațiilor pe care îți vine greu să le iubești. Iubește viața și fiecare manifestare fizică a ei și nu uita să-ți exprimi recunoștința pentru binele actual din viața ta pentru frumusețea naturii, pentru prietenii pe care îi ai și pentru cei dragi, pentru binecuvântările infinite pe care le revarsă asupra ta Dumnezeu, pentru soluționarea tuturor problemelor tale și pentru îndeplinirea tuturor nevoilor tale. Simte bucuria care crește în tine. Aceasta este vibrația care îți permite să rămâi în rezonanță cu toate canalele pe care le-a ales Dumnezeu pentru a-ți transmite grația sa. 5. Rostirea unor cuvinte care nu fac rău nimănui. Toate învățăturile înțelepciunii afirmă că abuzurile și criticile verbale, cuvintele egoiste și pline de ură, întunecă sufletul, otrăvesc viața, atrag după sine o pedepsă și ne îndepărtează de calea spirituală. Dacă dorești să-ți păstrezi energia naturală, sub forma unor vibrații pozitive, și să menții intactă puntea de lumină, nu rosti niciodată cuvinte negative la adresa altor persoane sau a ta. Această atitudine distruge orice limitare. 6. Acțiunea justă. Dacă ai urmat cu atenție primii 5 pași, vei fi călăuzit și inspirați să acționezi întotdeauna în direcția corectă. Printre aceste acțiuni se numără a. păstrarea ordinii în viața ta, începând cu corpul tău, cu casa ta și cu munca pe care o desfășori. B. Ascultarea și urmarea vocii interioare fără nicio amânare, făcând ceea ce trebuie să faci acum. C. Acceptarea responsabilităților și cultivarea atitudinii de a face tot ce stă în puteri în orice situație. D. Acționarea cu grație, echilibru, seninătate și fără efort, la care se adaugă împărtășirea lucrurilor de care dispui, ținând cont de inspirația și de călăuzirea spiritului nu ca urmarea cererilor și presiunilor celorlalți. Soția mea și cu mine ne-am convins cu mult timp în urmă că oricât de mult am dărui, noi nu îl putem întrece niciodată pe Dumnezeu și că, cu cât dăruim mai mult, cu iubire și bucurie în suflet, cu atât mai mult primim. Așa funcționează legea universală a abundenței. Eliberarea minții colective a umanității de convingerile dominante în lipsuri și limitării. Dacă un număr suficient de mare de oameni ar urma cei 6 par simpli descriși mai sus, ei ar putea schimba împreună vibrația conștiinței colective a umanității. Acest lucru a fost exprimat cum nu se poate mai limpede de Jason Andrews atunci când l-am intervievat în cartea Supra Oamenii. Binele colectiv începe întotdeauna cu binele individual. Cel mai bine, ajuți această lume ajutându-te pe tine însuți. Reține, noi suntem cu toții una, valuri ale aceluiași ocean, iar conștiința unui singur om focalizat asupra abundenței și bunăstării poate atrage mai multă lumină în conștiința colectivă a umanității decât orice altceva. De aceea începe întotdeauna cu tine însuți, așadar începe întotdeauna cu propria ta energie naturală și las-o să își revarse răsplata nu doar asupra ta, ci asupra semenilor tăi din această lume. Partea a patra O compilație de texte referitoare la prosperitate din cărțile mele Din Cartea asupra oamenii Voința lui Dumnezeu este ca fiecare individ să trăiască în abundență. Dumnezeu este sursa oricărei prosperități și ne asigură întotdeauna toate lucrurile de care avem nevoie din abundență. În sine, banii nu fac pe nimeni mai fericit, dar conștiința prosperității atrage întotdeauna după sine o stare de echilibru de încredere în sine, de mulțumire, de pace interioară, de bucurie și de eliberare de teama generată de lipsuri. La toate acestea se adaugă lucrurile propriu zise care îi satisfac nevoile și dorințele. De aceea, obiectivul pe care ni-l propunem noi nu sunt banii, ci conștiința prosperității, înțelegerea spirituală a faptului că Dumnezeu este sursa care ne asigură din abundență toate lucrurile de care avem nevoie. Atât timp când lucrăm cu acest principiu, banii devin o experiență spirituală. Este extrem de interesant faptul că ființele care și-au elevat nivelul de conștiință suficient de mult pentru a putea fi considerate super oameni, nu sunt deloc preocupate de pâinea zilei de mâine. Ele știu că sunt una cu conștiința prosperității inepuizabile a Universului, care se manifestă prin ei. Știu de asemenea că sunt conectați la mintea unică ce reprezintă o resursă inepuizabilă. În consecință, ei atrag toate lucrurile bune în viața lor, cu supramăsură, și experimentează în permanență bucuria unei vieți trăite în abundență. Ei își lasă mintea să vorbească în locul lor, adresând dezaurului universal cererile sale particulare. Cât de bogat poți fi, atât cât poți gândi că poți fi sau cât este nivelul care te mulțumește. Din păcate, cei mai mulți dintre oameni se mulțumesc să supraviețuiască. Dacă acesta este nivelul la care se poate înălța conștiința ta, așa va fi. Tu ești cel care a făcut această alegere. La fel de bine, tu poți obține însă independența financiară absolută dacă vei opta pentru ea și dacă îți vei eleva conștiința, astfel încât să se ridice pe acest nivel al perfecțiunii. Când ne-a spus să căutăm în părăția lui Dumnezeu, Iisus nu ne-a recomandat să căutăm doar un fragment din ea, ci să nu o asumăm în totalitate. Cu alte cuvinte, să integrăm în inima noastră conștiința spirituală a abundenței absolute. Mai mult decât atât, El ne-a recomandat să facem acest lucru mai întâi de toate, căci astfel toate celelalte lucruri ne vor fi date cu supramăsură. În părăția lui Dumnezeu este realizarea prezenței lui Dumnezeu înăuntrul nostru. Din această împărăție curge într-un flux continuu tot ce ne-am putea dori în această viață. Câteva secrete ale prosperității 1. Nu spune nimănui care nu se află pe calea spirituală că lucrezi în plan mental spiritual pentru o mai mare prosperitate. În caz contrar, vei întrerupe conexiunea cu sursa și vei pierde puterea care s-a acumulat în tine datorită noii tale conștiințe mentale. Secretul este absolut esențial în acest scop. 2. Urmărește să înțelegi că nu încerci să faci ceva la modul concret, ci doar să eliberezi abundența care face deja parte integrantă din adevărata ta natură. În acest scop, eliberează-te de presiuni și de intensitatea prea mare a trăirilor. Lasă substanța spirituală să emane și să devină vizibilă sub forma lucrurilor și experiențelor pe care ți le dorești. Cu alte cuvinte, renunță la efort. 3. Pe măsură ce lucrurile dorite de tine încep să se materializeze, nu te umfla în pene plin de mândrie spirituală. Reține, nu tu ești cel care realizează toate aceste lucruri, ci substanța spirituală care ia forma împlinirii dorințelor tale. Tu nu ești decât un canal pentru această manifestare. 4 gândurile critice și sentimentele de teamă împiedică lucrurile dorite să ajungă la tine. În schimb, conștiința plină de iubire și de încredere accelerează acest flux. Iubirea este însă și împlinirea legii, iar credința este energia care curăță canalul. 5. Recunoaște spiritul din interiorul tău ca unică sursă a abundenței și a prosperității. Orice ți-ai dori, privește mai întâi de toate către Dumnezeu. 6. Nu limita spiritul impunându-i o cale precisă de manifestarea lucrurilor dorite de tine. Lasă-l să te surprindă, căci cunoașterea lui este infinit mai mare decât imaginația ta. 7. Acceptă faptul că voința lui Dumnezeu în ceea ce te privește este ca tu să trăiești în abundență. Încercă să înțelegi că în conștiința divină nu există nimic care să amintească de lipsuri, limitări și sărăcie. Tu te-ai născut ca să fii bogat. Tu ești una din expresiile individuale ale abundenței universale infinite. 8. Nu amâna niciodată procesul de manifestare cultivând ideea mentală că vei primi mâine ceea ce-ți dorești. Dumnezeu operează întotdeauna în momentul prezent. Acest moment este singurul pe care îl cunoaște. Dacă îți proiectezi prosperitatea asupra unui moment din viitor, nu trebuie să fii surprins dacă ea va rămâne întotdeauna cantonată într-un viitor nedeterminat. 9. Abundența în lumea fizică este o simplă proiecție exterioară a conștiinței prosperității. De aceea lucrează întotdeauna în interior. Cu cât îți vei eleva mai mult conștiința, cu atât mai mare va fi prosperitatea de care te vei bucura. Ceea ce există sus, există și jos. Recunoștința trăită și exprimată reprezintă un ingredient absolut vital pentru dezvoltarea unei conștiințe a prosperității. Nimic nu deschide mai rapid poarta depozitului universal, ca o inimă recunoscătoare. 11. Conștiința prosperității poate fi dezvoltată prin schimbarea gândurilor, respectiv prin înlocuirea ideilor asociate cu lipsurile, cu altele, asociate cu abundența. De aceea petrece zilnic din ce în ce mai mult timp gândindu-te la ceea ce-ți dorești, nu la ceea ce nu-ți dorești. De vreme ce nu-ți dorești lipsuri, nu te mai gândi la ele. 12. Lasă banii tăi să circule. Dacă îi aduni pentru zile ploioase, s-ar putea să fi nevoit să îi cheltuiești pentru a-ți construi o arcă. Din Cartea Procesul Manifestării Amintește-ți întotdeauna că dorințele tale sunt îndeplinite mai întâi de toate la nivelul conștiinței și abia apoi se manifestă în lumea exterioară în mod material. De aceea, secretul constă în a fi recunoscător când îndeplinirea dorinței tale încă nu s-a manifestat. Nu aștepta forma vizibilă a dorinței tale îndeplinite pentru a-ți exprima recunoștința, căci în acest caz nu faci decât să întârzi procesul sau poate chiar să îl anulezi. Dacă nu mai ai bani, găsește o modalitate de a-i câștiga prin muncă. Fă tot ce stă în puteri în această direcție. Dacă este cazul, acceptă chiar să faci curat într-o casă, dar în tot acest timp continuă să lucrezi asupra conștiinței prosperității. Amintește-ți că Dumnezeu nu ne poate da întâlnire decât pe nivelul nostru de conștiință. El ne îndeplinește întotdeauna nevoile, indiferent cât de avansat sau de puțin avansat suntem în planul conștiinței dar și noi trebuie să ne îndeplinim rolul de co-creatori. Cu cât ne simțim mai separați de spiritul din interiorul nostru, cu atât mai mare trebuie să fie activitatea pe care o desfășurăm în planul fizic. Fiecare acțiune a noastră fiindu-i consacrată sinelui nostru divin. Ori de câte ori te concentrezi asupra efectelor din această lume fizică, tu scobori automat frecvența de vibrație a conștiinței tale cu cât vibrația ta va fi mai joasă, cu atât mai dificilă va fi împlinirea dorințelor tale în planul manifestat. În schimb, dacă te vei concentra asupra substanței spirituale a conștiinței eu sunt din interiorul tău, tu îți vei ridica automat frecvența de vibrație. Gândește-te astfel. Dacă mintea ta poate concepe diferite limitări ale formei, ea nu poate concepe nicio limitare a spiritului dacă te zbați să rezolvi problema cu care te confrunți de pe nivelul de conștiință care a produs această problemă, tu nu faci decât să agravezi și mai mult situația. Dacă dorești să schimbi ceva în lumea ta, trebuie să începi întotdeauna prin a-ți schimba conștiința. Gândește-te astfel. Toate experiențele din viața ta reprezintă ideile tale finite, proiectate în planul material. Dincolo de ceea ce vezi, se ascunde însă spiritul, iar adevărata realitate este cea pe care o vede acesta. Cum putem aplica acest principiu banilor? Toți desfășori afacerile financiare în mijlocul unei abundențe nelimitate, care poate îndeplini orice dorință cu supra-măsură. Dacă nu percepe această abundență, ci doar lipsuri, limitări și insuficiență, înseamnă că privești lumea iluziilor. Pe măsură ce vibrația conștiinței tale va deveni mai spirituală, iar tu vei înțelege că adevărata sursă care ți îndeplinește dorințele este spiritul din interiorul tău, umbrele sărăciei vor dispărea de la sine. Orice suflet din univers este o ființă spirituală. Conștiința mea de tip eu sunt este aceeași cu conștiința ta de tip eu sunt. De aceea, tot ce afirm despre tine, eu afirm de fapt despre mine. Dacă te critic, mă critic de fapt pe mine. Dacă te consider slab, sărac și neînplinit, pe mine mă consider slab, sărac și neînplinit. Pe de altă parte, tot ceea ce afirm despre mine în somn îmi condiționează conștiința în mod corespunzător. Datorită manierii în care operează legea, dacă eu cred că tu suferi din cauza unei lipse, eu invoc în acest fel lipsa în viața mea. Vibrația credinței tale atrage tot ceea ce ai și toate experiențele tale din această lume căci principiile similare se atrag. Tu în ce ți-ai credința? Ca să răspunzi la această întrebare este suficient să privești în jurul tău. În cazul în care crezi în abundență înseamnă că te bucuri deja de prosperitate. În cazul în care credința ta vibrează pe frecvența supraviețuirii, înseamnă că de-abia reușești să te descurci. În cazul în care crezi în insuficiență, nimeni și nimic nu-ți va putea satisface vreodată nevoile lumea în care și reflectă în tocmai credința ta. Sinele tău divin emite numai gânduri de abundență, niciodată de lipsuri sau de limitare. În mintea sinelui tău superior aceste gânduri se manifestă ca energie pură. Ele au însă o putere enormă, dorind să devină manifeste și să emane din conștiința ta. Această putere a minții sinelui tău nu concepe altceva decât prosperitatea cea mai deplină, și abundența cea mai nelimitată. Atunci când se deplasează prin conștiința ta această substanță spirituală, se poate manifesta ca atare sau poate fi distorsionată în funcție de vibrația câmpului tău energetic. Ea se lasă impresionată de forma conștiinței tale, după care se manifestă în lumea fizică sub forma experiențelor tale, în funcție de viziunea pe care o ai despre abundența. Încearcă să înțelegi acest secret. Conștiința mea legată de Dumnezeu ca sursa prosperității mele este sinonimă cu prosperitatea mea. Să analizăm această frază. Conștiința mea legată de Dumnezeu se referă la conștientizarea, înțelegerea și cunoașterea prezenței divine din interiorul tău, la conștiința cristică, la spirit, la mintea divină sau la orice altă expresie prefer pentru a desemna puterea superioară. Ori de câte ori devii conștient de ceva, tu atragi acel ceva în conștiința ta prin atenția pe care o acorzi. Atenția conduce la înțelegere, iar înțelegerea conduce la cunoaștere. Dacă te vei interioriza și dacă vei contempla prezența din lăuntrul tău, dacă te vei focaliza asupra spiritului și dacă vei recunoaște și vei deveni conștient de mintea infinită ce se manifestă prin tine, se va întâmpla un lucru dramatic. În momentul respectiv tu îți vei deschide conștiința pentru a primi în ea prezența lui Dumnezeu, căci energia, substanța, inteligența, puterea, iubirea și voința acestei prezențe urmează raza atenției tale. Întregul tău câmp energetic se va umple astfel cu Spiritul lui Dumnezeu. Reține, Dumnezeu există, dar el nu există în experiența ta decât dacă îi recunoști prezența. Mintea spiritului nu se poate exprima în lumea ta decât prin intermediul conștiinței tale. În această etapă a maturității tale spirituale, spiritul îți spune următoarea întrebare. Ce formă dorești să iau? De aceea tu trebuie să identifici prezența cu ceea ce îți dorești în lumea exterioară. Să spunem că îți dorești bani. Banii reprezintă un simbol al ideii divine de prosperitate. Să unim acum cele două părți ale frazei conștiința mea legată de Dumnezeu ca sursa prosperității mele. Această conștiință îți umple mintea cu ideea că Dumnezeu este sursa prosperității tale, deci El devine această sursă. Și astfel putem întregi fraza, conștiința mea legată de Dumnezeu ca sursa prosperității mele este sinonimă cu prosperitatea mea. Înțelegi ce se întâmplă atunci când pătrunzi adevărul și semnificația acestei afirmații? conștiința ta devine o cauză pentru lumea exterioară și, după cum spune legea cosmică, ceea ce există în interior există și în exterior. Devin o conștient de prezența din interiorul tău și identific-o cu a oricărei dorințe pe care o ai. În acest fel, conștiința ta se va identifica cu această împlinire, fără efort, rapid și simțindu-se în păcată. Testul prosperității Puneți următoarele întrebări. Ce anume mă interesează înainte de toate, să realizez prezența lui Dumnezeu sau să-mi rezolv problemele financiare? Asupra cărui aspect mă concentrez, asupra efectului sau asupra cauzei? Sunt eu dispus să manifest intenția fermă de a-l considera pe Dumnezeu sursa bunăstării mele? Consacru timpul necesar pentru a medita asupra spiritului din interiorul meu ca sursa prosperității mele? Sunt eu conștient de prezența interioară și de faptul că aceasta reprezintă sursa abundenței mele? Înțeleg eu că prosperitatea mea derivă din această prezență? Ce încerc să fac? Să produc bani sau să-mi dezvolt conștiința abundenței? Am acceptat eu adevărul potrivit căruia prezența vie din interiorul meu este sursa bunăstării mele și că activarea acestei minți infinite răspunde tuturor nevoilor mele chiar în acest moment? Mă identific eu cu sinele meu care este tot una cu energia abundenței astfel încât să pot spune eu sunt abundență. Dat fiind că acum știu că prezența interioară este sursa bunăstării mele, pot afirma eu cu toată convingerea că mă bucur deja de abundență. Mă pot considera împlinit și prosper în tot ceea ce privește viața și afacerile mele. Îmi exprim eu plenar iubirea față de viziunea totalității pe care o am atunci când practic exercițiile de vizualizare. Simt eu intuitiv că Spiritul a manifestat deja bunăstarea pe care mi-o doresc, chiar dacă rezultatele acesteia sunt încă invizibile. Simt eu nevoia de a afirma s-a făcut deja ceea ce-mi doresc. Mi-am abandonat eu toate nevoile, dorințele, temerile și grijile la picioarele prezenței din interiorul meu. Mi-am exprimat eu recunoștința profundă față de Spiritul din interiorul meu înainte ca împlinirea dorinței mele să devină vizibilă. Este inima mea plină de bucurie și de recunoștință în majoritatea timpului. Ascult eu vocea interioară care mă călăuzește și instrucțiunile ei referitoare la acțiunile pe care trebuie să le întreprind în lumea exterioară. Respect eu aceste instrucțiuni. I-am iertat eu pe toți oamenii care au greșit față de mine. Am iertat inclusiv situațiile din viața mea care m-au afectat. Practic eu iubirea necondiționată față de toți oamenii din viața mea. Am păstrat secretul referitor la folosirea principiilor spirituale în vederea asigurării prosperității? De vreme ce cunosc realitatea din interiorul meu și adevărul legat de totalitate, îi pot percepe eu pe toți oamenii de pe această planetă ca trăind în abundență, indiferent de aparențele exterioare? Le doresc celorlalți ceea ce îmi doresc mie? Îmi face plăcere să dăruiesc cu bucurie? Ofer cu regularitate bani, știind că voi primi întotdeauna mai mult decât voi dărui? Am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a-mi îmbunătăți relația cu copiii mei. În relația mea cu partenerul de viață, îmi pasă mai mult de sentimentele și de bunăstarea lui decât de ale mele. Fac ceva pentru a depăși problemele din viața mea sexuală. Sunt implicat în vreo activitate de exprimare a creativității mele? Mi-am făcut un plan al vieții astfel încât să mă percep ca o ființă împlinită în toate domeniile? Cu cât ai dat mai multe răspunsuri afirmative, cu atât mai bogat ești în plan spiritual, dar și în planul manifest. O comunicare primită de la conștiința superioară. Există în interiorul tău un izvor de iubire din care curge împlinirea tuturor dorințelor tale, sub forma substanței luminoase care se poate materializa în orice formă dorită. Acest izvor nu dă greș niciodată. El acționează întotdeauna perfect, iar sursa puterii sale este iubirea pe care ți-o port, o iubire mai mare decât tot ceea ce ți-ai putut imagina vreodată. Fluxul care iese din izvor este nesfârșit și abundent. Intră chiar acum în acest flux alături de mine și eliberează te de toate aparențele lipsurilor din viața ta. Vino la mine, vin în interior și devin o conștient de fluxul nesfârșit al bunăstării eterne. El îți va umple cu și apoi se va revărsa în afară. În Universul meu nu există nicio lipsă și nicio limitare, totul este întotdeauna plin. Poți înțelege că eu sunt izvorul, fluxul și împlinirea. Poți realiza că aceasta este sursa, cauza și efectul bunăstării tale. Gândește-te la următorul aspect, căci este foarte important. Între mine și lumea fenomenală există o punte intermediară. Este vorba de conștiința ta. Lumea ta oglindește însă și conștiința ta, căci aceasta este cea mai apropiată de tine. Dacă dorești ca lumea ta să reflecte natura mea, care este abundența plină de iubire, trebuie să-ți umpli până la refuz conștiința cu prezența mea. În acest fel, adevărul îți va fi revelat iar eu mă voi reflecta în lumea ta. Toate lucrurile bune pe care ți le-ai dorit vreodată îți vor fi atunci oferite. Nu trebuie însă să-mi circumscri voința spunându-mi cum trebuie să procedez. Eu sunt calea. De aceea lasă-mă pe mine să decid ce și cum. Tu limitează-te să te bucuri cuprins de entuziasmul anticipării la fel ca un copilaș. Focalizează-ți în continuare gândurile asupra mea, nu-ți mai face griji și ai încredere în mine. Nu te mai teme de nimic și iubește-mă pe mine căci eu sunt calea. Forme gând pentru atragerea abundenței. Eu sunt spiritul abundenței infinite într-o formă individualizată. Eu sunt abundența fără sfârșit într-o expresie strălucitoare. Tot ceea ce se exprimă prin iubire se întoarce integral la sursă. De aceea, valuri succesive de bani se îndreaptă către mine chiar acum. Eu sunt un magnet tot puternic ce atrage banii și mă scald într-un ocean al banilor. Sunt minuna de bogat în conștiința mea. Sunt aprovizionat din abundență cu bani. Îmi realizez acum planul pentru o viață trăită în abundență. Îmi vizualizez contul bancar umplându-se în permanență cu bani astfel încât să îmi pot satisface toate nevoile cu supramăsura. Mă vizualizez plin de iubire, împărtășind acest prea plin cu toți oamenii în acord cu călăuzirea divină. Vizualizez fericit plătirea tuturor facturilor mele chiar acum. Vizualizez cu bucurie îndeplinirea tuturor obligațiilor mele chiar acum. Vizualizez încântat folosirea fluxului continuu de bani care intră în viața mea cu înțelepciune și cu iubire, în acord cu viziunea mea superioară. În continuare, creează din imaginație un scenariu perfect al cheltuirii acestor bani în următoarele 12 săptămâni. Energia abundenței își dorește întotdeauna să devină vizibilă din pură bucurie creatoare. Iar plăcerea suprema a substanței luminoase este de a se transforma în toate lucrurile de care au nevoie oamenii în lumea fenomenală. De aceea, principiul bunăstării, inclusiv banii, reprezintă ceva bun, extrem de bun. Atât timp cât nu vom limita principiul creator nelimitat, spiritul nu se va manifesta în viața noastră sub forma unor situații împovărătoare. Spiritul nostru divin va ști să nu ne ofere nimic în exces, astfel încât să nu devenim vreodată sclavii banilor. Universul nu îi recompensează pe indivizi în funcție de activitatea lor de la serviciu, ci în funcție de activitatea conștiinței lor. Astfel, dacă simți că viața ta este goală și inutilă sau că ceea ce faci este lipsit de semnificație, Substanța Universală te va retribui în mod corespunzător oferindu-ți un venit nesemnificativ, trivial, inutil și lipsit de valoare. Invers, dacă te percepi așa cum ești în realitate și dacă integrezi această viziune în natura ta emoțională, te vei înălța rapid mai presus de lipsuri și de limitări. Tu ești moștenitorul întregii averi a Tatălui Ceresc și tot ce trebuie să faci pentru a-ți primi moștenirea este să mori în planul vechiului tău mod de a gândi, și să renaști în planul adevărului potrivit căruia tu ești un individ puternic, plin de viață, util, semnificativ, valoros, plin de iubire și împlinit. Dacă te cantonezi în limitare și insuficiență în orice domeniu al vieții tale, înseamnă că îți construiești o conștiință a lipsei, iar lipsa atrage întotdeauna noi lipsori. Dacă spui vreodată, nu îmi pot permite cu tare lucru, tu construiești o conștiință de tip nu îmi pot permite, iar legea va avea grijă să îți ofere noi situații și experiențe în care nu îți vei putea permite. Dacă vei demonstra principiul bunăstării plenare în viața ta, tot ce trebuie să faci este să înțelegi următorul principiu. Conștiința lui Dumnezeu ca sursa bunăstării mele este tot una cu bunăstarea mea. Meditație de încheiere Ce știu eu despre Dumnezeu? Dumnezeu este viața, viața este omniprezentă, deci tot ce există este viu. Văd acest lucru în miracolele naturii, inclusiv în mine în Eu sunt în viață deoarece eu sunt viața. Viața mea este viața lui Dumnezeu, deci este tot una cu Dumnezeu. De vreme ce simt cum viața pulsează în mine, înseamnă că îl simt pe Dumnezeu. În acest fel, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în mine crește în continuu. Dumnezeu este iubire, simt iubirea în inima mea și știu că ea este însuși Spiritului Dumnezeu care curge prin sentimentele mele. Eu nu aș putea iubi fără Dumnezeu. De vreme ce iubesc înseamnă că sunt una cu Dumnezeu. În acest fel, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în mine crește în continuu. Unde se află Dumnezeu? Dumnezeu se află acolo unde sunt eu și este tot una cu ceea ce sunt eu. Eu sunt o individualizare a lui Dumnezeu, iar Spiritul lui Dumnezeu se lășuiește în mine, fiind una cu mine. Eu sunt lumina lumii. Mă întorc către această lumină și spun, Tu ești Hristosul, Spiritul Dumnezeului cel viu. Tu ești Spiritul meu, sufletul meu, trupul meu. Când mă uit la tine, mă văd pe mine, Ascult apoi tăcerea care îmi confirmă această cunoaștere interioară. Am devenit astfel conștient de Dumnezeu, de Hristosul din interiorul meu. Eu sunt Hristosul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu, sinele lui Dumnezeu. Prin această conștientizare a realității din interiorul meu deschid poarta spiritului. Atrag astfel în mintea și în natura mea emoțională totalitatea spiritului și unitatea lui Dumnezeu, iar conștiința mea se umple cu lumina adevărului. Știu acum că nu există nimic din ceea ce mi-aș putea dori vreodată, care să nu se afle deja la poarta conștiinței mele, gata să se manifeste în viața mea și în afacerile mele. Tot ce trebuie să fac este să fiu conștient de acest adevăr, pentru ca toate nevoile mele să fie îndeplinite, pentru ca toate problemele mele să fie rezolvate, pentru ca toate întrebările mele să capete răspuns. Conștientizarea prezenței lui Dumnezeu în interiorul meu este unicul lucru de care voi avea vreodată nevoie în eternitate.